Vrea să facem o piruetă, nu mai știam aici, sărut mâna. Iată aici, doamna Sterp alături de noi și, bineînțeles, și domnul Sterp. Haideți, vă rugăm frumos să luați loc pe canapea. Iancule, ce se întâmplă? Ce facem? Haide, ia un loc aici să vorbim un pic amândoi între patru ochi. Ia, vină, lasă fetele acolo. Hai să vorbim un pic amândoi aici între patru. Ia, ia un loc aici. Stai aici, da? Da. Vreau numai puțin, fetelor, până vă așezați rochiile, părul, ca să fie totul perfect la trezor. Zim ce s-a întâmplat. În meci? Da, în meci. N-ai fost tu aici și ai zis că îl bați pe ăla? Vezi, mă, am promis și mă țin de cuvânt. Deci ce s-a întâmplat? Știi care e treaba? N-ai dormit în noaptea dinainte de meci? Nu. A fost foarte antrenat, foarte odihnit, dar noaptea cu meciul nu a fost în elementul meu. Nu, parcă eram așa un pic aerian. George a fost foarte pregătit și eu am fost pregătit, dar nu... Bă, s-au aliniat astea. Deci tu ascultă-mă un pic. Lasă-mă încolo cu aliniatul astea și asta. Omul, Zănoagă, da? Da. Bun. Și el oarecum în sportul ăsta, adică... El face de 15 ani, da. El face de 15 ani, dar tu ai venit mai nou. Uite-te la mine, ești un bărbat curajos. Știu că nu-ți place să vorbești despre chestia asta, este? Te seacă. N-am treabă, că nu a fost un mesaj că bă, am luat vreun nou sau n-am mai rezistat. Am dus toate trei reprizele și eu și George, toată lumea ne-a felicitat, ne-a aplaudat, ca doi sportivi adevărați, adică... În noaptea aia tu te gândeai cum să faci cu inelul ăla. Bă, să știi că și asta. Nu? Mă gândeam mai mult la cererea în căsătorie, nu la meci. Te gândeai la cererea în căsătorie. Acolo, pentru prima dată, a fost și mama ta la meci. Pentru prima dată mama, pentru prima dată Denisa. Cred că și Geta, și Ileana. Deci au fost, practic, fost cu mine, prea multe emoții, prea multă tensiune acolo. Da, posibil că și asta am fi, da. Ce facem? Intrăm să ne luăm revanșa? Da, bineînțeles. Cum să... Când? Păi, acum la iarnă o să plec în altă țară, vreo câteva luni și n-o să mai lupt. Da. Cu un proiect, așa, și pe urmă când o să mă întorc, o să-mi reintru în formă, probabil la vară, la toamnă. Tocmai de-aia ai grijă să fii pregătit, da? Da, mereu. Iancule, dacă ai ceva să le spui prietenilor tăi, fanilor tăi, urmăritorilor tăi, despre meciul ăsta, acum e momentul și apoi trecem la alte lucruri frumoase. Păi le spun ce le-am spus și la mine pe profilul de TikTok și Instagram. Le mulțumesc pentru susținere, îi iubesc și mă pare rău că a ieșit așa meciul, dar ați văzut și voi că a pierdut și McGregor și May, de fapt mă, dar nu pierd niciodată, da? Pierd și alții mai mari. E ok, așa e în viață. Așa e în viață. Dacă câștigi, exact. Și ai câștigat ceva mai important, dragostea, Iancule. Haide să vorbim despre dragoste. Gata, am avut o lămurire între noi, băieții. Te rog frumos să stai acolo lângă Geta. Sau vino Geta tu aici lângă mine. Nu de alta, dar să stai tânăra familie împreună, da? Da. Bună ziua, deci știi ce mi-a plăcut? Bă, nene, deci tu, acolo la meciul ăsta, în cușcă, unde s-a întâmplat ce s-a întâmplat, adică n-ai și victorios, ai luat inelul și te-ai pus în genunchi și ai chemat-o pe Denisa să-i spui: vrei să fii soția mea? Da, deci cu ultimele puteri a venit promotorul Gale și na, a văzut că am pierdut și m-a întrebat: mai vrei să o ceri? Zic, da, normal, cum să nu vreau, deci ce mai contează, am pierdut. Și iau inelul și cu ultimele puteri am cerut-o și cam și ieșit din cușcă după aia. Nu, n-am știut sigur dacă mă mai ia, dacă am pierdut, dar am luat până la... Vezi, asta de fapt a fost un test. Tu ai vrut să pierzi meciul ăsta ca să vezi dacă Denisa vine și mai zice în continuare: ai luat bătaie, nu contează, eu tot vreau să fie al meu. Nu, planul era să plec și cu centura și cu Denisa, dar am plecat cu ce era mai important până la urmă. Asta, uite aici, a căzut acolo și ea în genunchi lângă tine. A fost emoționant momentul, pentru că era foarte multă tensiune. Tu ești și un tip de ăsta foarte, cum să zic, pătimaș. Aici, stai să vedem, se aude. Vrei să fii soția mea? Da. Iar mama Geta a urcat în ring? Băi, băiatule, mama Geta a urcat cu florile în ring? Mama avea așa chef de bătaie, cred. Mama Geta cred că vroia, îl căuta pe Zănoagă. Căuta pe mama George, Geta. Da. Deci mama Geta a urcat cu florile în ring, nu se că îl căuta pe ăla. Bă, ciucă, ia căută mai de Amartanul Loprișan când se luptau băieții aia doi și a intrat mama unuia și l-a bătut pe unul. Asta trebuie să am fie mama văzut Geta. Și eu aia pe net, da. Ai văzut aia pe net? Aia e mama Geta, de da, fapt. Da, luptă greco-romane și intră, exact, da. Exact. Dar mama de mult zicea că ea îi... Că intră acolo. Bun, foarte frumos, fiți fericiți și asta e tot ce contează și eu mă bucur că ai făcut gestul ăsta și că nu te-ai lăsat, cum să spun, bă, stai, am pierdut meciul, nu mai fac pasul ăsta, pentru că tu erai pregătit pentru treaba asta, mai ales că venise și toată familia ta. Da, eu inițial m-am gândit de două luni la treaba asta, să o cer pe Denisa, dar mi-am făcut planul, bă, dacă o să câștig, o să o cer, așa m-am gândit eu prima dată. Și dacă nu o să câștig, nu luai în calcul. După ce m-am, da, după ce m-am consultat cu familia, cu mama, cu sora mea, și am zis, bă, dar nu contează, câștigi, pierzi, că asta e ceva, adică nu are legătură. Și le-am dat dreptate și așa am și făcut. Că dacă nu mă sfăteam cu ei, poate că nu mai ziceam, bă, n-are rost, dacă am pierdut, nu-i momentul meu, dar așa...
A fost perfect, așa cum a fost. Știi că a fost perfect și e foarte frumos, mă bucur. Să o cunoaștem și pe Getuța. Ce faci, Getuța? Geta este sora lui Iancu, oameni buni. Sora cea mare. Sora cea mică. Cea mică. Cea mică. Eu sunt cel mai mic dintre el toți. El e cel mai mic, dar sunt cea mică dintre fete. Sora mică, mea, Ileana, e mai mare. Deci e prima Ileana. Nu, noi suntem din 2 în 2 ani. Deci e primul. Culiță, cel mai mare, Ileana. 2 ani Ileana, 2 ani tu și 2 ani e Iancu. Mezinu. Perfect. Ce faci, Geta? Ai venit la București să vezi meciul și când încolo? Am venit la București să văd meciul și eram ferm convinsă că o să câștige Iancu. Chiar îi ziceam, zic, dragă, am băgat o grămadă de bani la casa pariurilor să câștig și eu ceva după tine, că eram 100% că o să câștigi și uite că... Tocmai de asta nu mai pariați, că mâine poimine vă pierdeți și banii și nici nu știți ce se întâmplă cu voi. Ai văzut? Niciodată n-am pus un pariu, dar zic, hai că acum chiar... Cum era Geta 100% pe mine, așa eram și 100% pe mine și nu știu ce s-a întâmplat. Se mai întâmplă, se întâmplă, se întâmplă. Geta, poate povestești noi puțin despre tine. Despre mine? Da, exact. Păi ce să vă zic despre mine? Cred că toată lumea și când am venit, zic fetele și băieții de afară, te știu de pe TikTok, te-am văzut când duceai mielul în spate, te-am... Da, pentru că tu ești practic foarte virală și cunoscută celor care se uită la noi datorită TikTok-ului. Da. Și nu te fiești să te duci cu oile, nu te fiești să, sau să-ți fie rușine să faci treabă în gospodărie. Nu, dimpotrivă, chiar seriile trecute l-ajutam pe un prieten să-și treacă oile dintr-o parte în alta, avea o turmă foarte mare de vreo 1500 și... Le trimit lor mesaj pe grup, că avem un grup pe WhatsApp. Zic, uite, dragă, acum trecem oile. Dar sora mea zice, wow, mai fost, nu știu ce. Și alții ar zice, nu, chiar băiatul respectiv îmi zice, Geta, te cunosc cu oamenii, te văd. Păi și zic, pentru mine e o mândrie, chiar vreau să mă vadă. Eu sunt fericită când fac treaba asta. Da. Pentru că nu ți-e rușine și la voi în familie toată lumea muncește. Da. Și e un lucru foarte frumos să muncești. Nu contează că la oi, la sport, la televiziune, undeva, exact, să muncești. Dar cu atât mai mult mi se pare că la animale chiar tineretul nu mai vezi oameni tineri să facă treaba asta. Și atunci eu zic... Da, probabil că începe Cătălin, le rușine, li se pare că e... Da, da, îți dai seama, cel mai... Că, bă, uite-mă, țăranul, uite ce o băniță, zic. Care au fost mesajele așa pe care le-ai primit și te scoteau din ferite? Să știți că eu de multe ori, odată chiar am postat un mesaj pe TikTok, mai vedeam pe acolo, cioban, nu știu cum, mă rog, nu vreau să zic cuvântul pentru că e urât. Și zic, măi, dar a fi cioban e ceva... un lucru demn, adică demn de tot respectul. Nu e ca și cum mai zice furăciosul ăla sau... E mai rău de ciobania de la oraș, știi? Noi suntem exact. Da. Bună asta. Da. Și vrei să spun ceva? Culmea e că ciobanii de la oraș sunt mai mulți decât adevărații ciobani. Eu cred că despre ciobanii aia e vorba, știți? Noi suntem autentici. Da, noi chiar suntem. Geta, și tu ești măritată. Da. Cum s-a întâmplat? Momentul să povestim. La tine, unde a fost cererea? N-a fost în ring? La mine e ceva mai diferit. Soțul meu e mai tânăr cu 5 ani decât mine. Da. Și a venit să mă ceară la 16 ani. 27. 27 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc, la fel. Și aveai 20 și... Deci eu aveam în jur El are 20. 22 acum, nu? Soțul tău. 22. Eu aveam în jur de 20 către 21 și el aproape 16, cam așa ceva. Nu cred, la 16 ani a venit să te ceară? Da, și-a venit la noi acasă. Mama era în curte la masă cu sora mea. Sora mea știa că vorbise cu el. Am fost toți uimiți, vă dați seama. Cum să vină cineva la 16 ani să te ceară de nevastă? Dar Sebi... E foarte serios, da, foarte... Da, și foarte matur, da, la mesaj. Ok, dar tu știai că vine să te ceară de soție sau și pe tine te-a luat prin surprindere? Nu, m-a luat prin surprindere. Bine, el îmi zicea, cred că aveam un an de când vorbeam, cam așa. Și el tot îmi zicea, vreau să ne căsători... Aoleu, eu ziceam, bine, și eu vreau, dar totuși... Parcă nici eu nu sunt pregătită. Nici lui nu era un pic de acord, bă, stai că ai copil la 16 ani până la urmă. Da. Păi și știi ce vreau să te întreb? Și chestia asta a fost oarecum discutată în familie sau ceva? Zică, bă, dar e mai mic ca tine, totuși cu 5 ani. Da, mama, sincer, tot timpul l-a îndrăgit pe Sebi, dar zicea mereu, Sebi e un băiat foarte bun, foarte ok, nu bea, nu fumează, îl lăuda ea în toate felurile, dar zice, nu știu dacă e potrivit pentru tine, că e prea mic, e imatur, poate, nu e de căsătorie. Dar uite, aici sunt imagini de la nuntă, nu? Da. Când a fost nunta? Anul trecut, în 2 octombrie. Un an, deci uite, de asta a trecut un an. A trecut un an și cum a fost anul de asta de căsnicie? Foarte frumos, a trecut foarte repede, parcă nici nu știi cum treci un an, nici nu-ți dai seama. Au fost cu tradiții, cu obiceiuri, da, cu multă lume. Culiță cu Iancu, ori sta cu bâtele la poartă, l-or aștepta pe Sebi. Și au spus, băiatul nostru, bine ai venit în grup, ai grijă că dacă greșești... Și a fost foarte, foarte multă lume. Voi sunteți o familie foarte unită și asta mi se pare foarte frumos. Da.
chiar... Orice problemă aveți, cred că o discutați între voi, orice problemă aveți, e o șeruiți așa între voi și încercați să o rezolvați între frați. Exact. Vai, chiar mă uitam și acum la meciul lui Iancu, că iar revin la meci, cu toate că acum suntem super bine, dar am avut o stare ieri. Deci nu puteam să accept, mai ales că eu sunt o fire foarte ambițioasă. Aș fi vrut să merg și la Survivor, atât de mult mi-am dorit, nu știu cum denumați. Știu, eu am văzut la un moment dat că puneai și pe TikTok și îți doreai treaba asta. Trebuia să vorbești în turcă. Trebuia să vorbesc în turcă, poate așa se... Am vorbit eu și n-am. Ai vorbit în turcă? Am vorbit eu, că nu mai. Perfect, asta e bun și ți-ar fi plăcut să te duci. Mi-ar fi plăcut să mă duc, de asta zic, că sunt o fire foarte ambițioasă și când eram la școală, jucam handbal, basket și nu suportam să pierd. Bine, se întâmplă și să pierd, dar nu. Am avut un meci de handbal odată și a venit plângând acasă. Făceam cu Leana că a pierdut meci. Făceam tot posibilul să câștig și așa și cu Iancu, Doamne, am fost 100% că o să câștige. Și... S-a uitat la meci sau nu s-a uitat? Cum să nu, că a fost acolo? Știu că a fost, sau cu spatele. Se uita. Chiar era ochi și urechi. Noi eram ca disperatele. Mama era un pic mai calmă, chiar o zis că ea e mai călită, e trecută prin multe greutăți și... Na. Dar deci ai găsit, mă, filmulețul ăla cu mama aia de a intrat? Căută-mă, ciucă, filmulețul ăla cu mama de a intrat, da, peste băieții aia doi. E un fel de mama Scrie Geta. Scrie așa, cum zice, că poate găsești exact. Așa. Eu așa o văd, un fel de mama Geta, crede-mă. Chiar am dat noi filmulețul ăsta la un moment dat aici la emisiune. Păi l-avem, înseamnă. Iar acum Denisa explică, este un fel de sora voastră mai mică. Sau, Denisa. Da. O iubesc mult. Eu scumpă, deci eu pe Denisa o văd exact ca și pe mine. Fata aia simplă, de la țară, muncitoare, fără să o laud, că nu-mi place să perii pe nimeni. Eu chiar sunt foarte sinceră și directă. Dar Denisa chiar e harnică, frumoasă. A fost crescută foarte bine de părinții ei. Știi ce îmi place mie de voi? Și acum, fără nicio chestie, că n-aveți nicio treabă să apăreți la televizor să spuneți, bă, știi ce, eu mă duc cu oile în fiecare zi, eu muncesc, da. Chiar dacă am 27 de ani și postez pe TikTok, chiar dacă, nu știu, acum mă vedeți într-o roche sau asta, mie îmi place să muncesc, adică nu ți-e rușine cu blocul tău. Și asta mi se pare senzațional. Da, la noi când... în sânge asta că plin cu oile, că noi... La un moment dat am vrut să renunțăm și le-am vândut toate. Am zis, bă, nu mai ținem, că nu are timp să mai ocup. Le-am vândut toate. Ne-am îmbolnăvit toți. Nu puteam, parcă n-aveam aer fără ele. Da. Peste câteva luni am cumpărat altă trupă mai mare, de vreo 1000 și ceva. Noi nu putem fără ele, fac parte din familie. Dar știi de ce? Pentru că acum, practic, sunteți niște oameni care ați câștigat ceva bani, aveți ceva notorietate și tendința este mereu să pleci de acolo, să te duci la oraș, să faci tot felul de alte lucruri, pe când voi nu vă vedeți renunțând la treaba. Pe noi ne atrage tot acolo. Nu, majoritatea oamenilor, da, ne spun că tocmai pentru asta ne îndrăgesc. Chiar dacă, cum ai spus mai devreme, ai dat și de alt trai, să zic așa, tu ai rămas tot acolo și nu ți-e rușine cu... Din potrivă, ești mândru. Da. Pentru că nu e ușor. Geta taie și mie, Geta e... Deci Geta e... Da, deci eu nu, eu sunt prea dură. Am și permis de vânător și... E și vânătoare, da? Deci apare un pic blând așa la televizor, dar nu e, a? Trebuia să fiu băiat. Am auzit că și-o și dorit foarte mult după ce l-a făcut pe Culiță, apoi pe Ileana, au zis că își dorea doar băieți. Și când au văzut că eu sunt fată, au zis, aoleu, iar fată, nu. Și acum cum a zis mama, nu te-aș da pe 5 picioare. Și tu ești cea care în gospodărie? Tu tai miei de Paște? Da. Bine, noi, de dar Geta în rând cu noi, că pui ca mine aproape, mai bine, cu forță de bărbat. Ce să mai... Păi pe clasa 8 aduceau pe toți băieții la Scandenberg. Eu chiar am zis că mi-ar plăcea să facă ăștia de la RXF sau undeva o gală de Scandenberg. De Scandenberg. Ar fi de tare, Scandenberg? Da. Ți-ar plăcea și ție, nu? Mi-ar plăcea. Dar ai avut vreo altercație, vreo... N-am avut. Acolo, la tine. Nu-mi place să mă cert sau să... Dar vezi că dacă pe Scandenberg ar fi... e și doamna aici, adică... Păi hai să facem unul direct, am două stari pe Scandenberg. Am înțeles, deci treaba e și poate la serioasă de forță. Uite, fii atent, vreau să arăt filmulețul ăsta. Și eu când am văzut-o pe mama Geta, cum a intrat cu florile, eu nu m-am gândit că a intrat cu florile să-i dea Denis. El căuta pe băiatul ăla pe zănoagă din priviri, știi? Deci îl căuta. Fii atent, deci un fel de mama Geta, dacă stăm bine să ne uităm la filmulețul ăsta. Deci, iată. Ăsta e, da. Uite-o. Deci... Parcă o mamă, că și ea poartă în ochii de... E prea tare clipul ăsta. O vezi în stare pe mama Geta așa? Da, aș vedea-o. Deci așa ar fi trebuit, așa? Deci dacă stai să te uiți și acum, hai să dăm filmulețul cu mama Geta, puteți să le punem Greta în fereastră, cu mama Geta în partea cealaltă, când vine cu florile și de fapt îl căuta pe zănoagă. Cred că oricum eu cred că mama Geta totuși a avut o mică problemă. Da. Faptul că voi ați luptat într-o cușcă și era... Exact, era foarte greu de... Greu de urcat. De adică era în circuit, că dacă nu era în circuit, nu putea să intre după el. Da, da, da. Dacă era cum fusese doamna respectivă, cu siguranță că intra.
Stai, că o vedem acum. A plecat mama Geta la... A plecat azi dimineață. Trebuia să plece ieri, dar o aștepta toată ziua după Culiță. Culiță a avut de filmat niște melodii și le-au tot păcălit. Vin într-o oră, vin două ore și s-au făcut noapte. Și ori plecat azi dimineață. Câte oi mai aveți acum? Avem peste 500, dar cu tot cum ei, da, peste 500. Da, știi că nu se spune numărul, Cătălin. Nu se spune numărul, exact. Avem 500 într-o parte, mai avem vreo 3.000 în altă parte, 7.000 în altă parte. Nu pot să dau numărul exact. Vrei deci, să mă bagi la pușcărie, nevinovat. Păi, deci, și câte ori ai zis? Peste 500? Da. Păi și sunt ale familiei toate? Sau poți să zici, bă, dacă ne certăm, eu-mi iau 50? Eu-mi iau oile și plec. Oile. Când la ne certam care să le ia acum, exact. Care să meargă la ele. Deci, știi că odată trebuia să vină Iancu la emisiune și n-a ajuns. Tot cât de mi se eram, da. Deci fii atent, pac, intră femeia aia să-l bată pe la și mama Geta, uite, cu florile îl căuta și ea la rândul ei pe Zănoagă, dacă te-ai acolo. Ea cu ochii era după Zănoagă, la unde e, mă, unde e? Perfect, ca să-i dau eu cu florile astea în cap. A? Era ceva. Odată a întârziat Iancu la emisiune, de fapt nici n-a ajuns, că a avut ceva probleme cu oile. Da, pe vara le avem la munte oile și mai sunt lupi pe acolo mai... Denisa, ești pregătită să fii doamna Ster? Da. Ești pregătită când o să fie nunta? Ți-am zis că m-a scăpat și data trecută, pe 27 octombrie. De ce bătură? De asta a rămas? Uite, vezi că și sora ta te întreba, a rămas? De asta zic, a rămas... Mai trebuie să clarific o situație, dar în mare parte, da. Știi? Ziceai că o să-i zici lui Măruță că nu ai muzică, să vezi cum faci. N-am vorbit încă de muzică, deci toți lăutarii din România, toate trupele să sară cu oferte pe mine, să văd. Pe 27 octombrie? Pe 27 octombrie, da, cine are liber. Deci 27 octombrie, duminica, și unde faceți? La Domeniile Străiului, cred că. Da, acolo am fost. Da, la Simere, acolo. Vă facem și dumneavoastră invitație în direct? Da, mă gândeam că faceți la voi casă, undeva acolo. Nu, o să facem acolo casă, nu... Bine, ar fi o idee, avem un loc mare în fața casei de un hectar aproximativ și dacă am aduce un cord, ceva, am putea amenaja, doar că e complicat, da. Mai mult de lucru. Mama a zis, chiar o zis, zice, măi, dar ce fain se făceau nunțile odată, când tăiai acasă porci, găini, veneau toți oamenii din sat să te ajute, faci supă, faci... Mama a făcut planul. Era, o să fii sinceră cu mine, Geta, și până cine te enerva mai mult când erați mai mici, Iancu sau Culiță? Iancu. Te scotea din sărite. Ne băteam, adică ne băteam. El mă bătea pe mine și pe sora mea și eu cu sora mea amândouă abia îl dovedeam. Îl dovedeați? Îl dovedeam, da, amândouă. Era mai mică el, aveam 6-7 ani și le băteam. Da, da, știu că ne căpăceam. Cine mânca mai mult, Iancu sau Culiță? Cine mânca mai mult? Iancu mănâncă foarte mult și arată într-un mare fel. Are pătrățele. Și mănâncă, n-are nicio treabă. Arată super, n-are nicio treabă. Okay. Și cine mai gălăgios, Culiță sau Iancu? Cred că Culiță. Iancu e o fire mai calmă. Da? Da. Dar dacă ai o problemă, pe cine suni între Iancu și Culiță? Depinde de... Cred că pe amândoi la fel. Las, i-aș putea suna. Nu poți să-i amândoi, poți să dai un singur telefon. Bă, dacă vrea să bată pe cineva, o sună pe mine. Dacă are un eveniment, o sună pe Culiță. Nu, cu Iancu vorbesc mai deschis și pot să spun chiar orice problemă aș avea. Da, cum am fost mai apropiați de vârstă, mai mici, și am și crescut amândoi. Și cum suntem mai mult De cântat? De cântat? Tu știi să cânti? Cântă foarte fain, Geta. Păcat că nu se lansează și asta zi. Chiar aș vrea să fac o melodie. V-am zis că sunt vânător, vânătoriță, cum se zice. Și ăsta e visul, să fac prima mea melodie de vânătoare. Dar n-am mai reușit din cauza timpului. Păi poate te ocupi de chestia asta. Stai că aveam și un buchet de flori, am uitat. Avem un buchet de flori pentru nimeni alta decât mireasa emisiunii noastre. Și uite, mulțumesc. Vezi că poate fi și un buchet de nuntă și avem și pentru tine. Mulțumesc frumos. Pentru că ai venit pentru prima dată la nașă, poate o să fiu nașa. Păi da, nu? Vezi? Ai auzit, Culiță? Ai auzit, Iancu? Am auzit. Și? Să vedem cât e plicul de gros. Ai auzit ce a spus? Acum e presiune și pe tine, și pe Ileana, și pe Culiță. Da. Eu vă mulțumesc mult că ați trecut pe la noi, să aveți baftă, să fii fericită, mulțumesc. E tot ce ți-a dorim. Și vă mai așteptăm oricând. Denisa, Iancu, familia și poate mai vii Geta pe la noi. Da, mulțumim frumos și noi pentru invitație. Pe Geta. Și... Cum? Nu, mă, să mai vină Geta pe la noi, să mai cânte Geta, să vină... Da. O să vin după ce fac melodia, ori de vânătoare, ori ceva cu oile, o să vin aici la dumneavoastră. Dar tu chiar te duci în puș, trage, ai fost la vânătoare? Geta, expertă. Nu, cred, mă. Stai să vă zic, deci pe lângă că merg la vânătoare, ajung acasă, apucă-te de treabă, știți? Adică te-a pus să-l deci tu faci animalul, da. Perfect, bravo. Ea este Geta, oameni buni, Geta Sterb, care este foarte hotărâtă în tot ceea ce face. Acum de aici pleacă la București, iar mâine cu oile? Exact. Păi și cu oile ai semnal întotdeauna acolo?
Dacă am semnal, da. Se postez pe TikTok? Păi, semnal, dacă nu postez când ajung acasă. Cătălin, avem tehnologia americană acolo, ce vorbim. Păi da, asta mă gândesc, printre dealurile alea, printre băile alea, nu e întotdeauna semnal. Vă mulțumim mult de tot. Salutări mamei Geta, salutări Leanei, salutări lui Culiță și să rămâneți la fel niște oameni faini. Mulțumim. Mulțumim mult. Oameni buni, întoarcem după o scurtă pauză de publicitate. Vine busul. Știți pe busul? Da. Stăm și noi să ascultăm vremea, că la oi vedeți cum îi. Să știm, plouă, ninge, ce se întâmplă. Exact, domnul Busu, haide să venim cu vremea, să vadă și ciobanii din țară dacă duc oile pe câmp, dacă le țin la stână. Trebuie să știm exact cum stau lucrurile. Ne întoarcem după o scurtă pauză, rămâneți cu noi, oameni buni.